Iar ca să se demonstreze că există viață după moarte, în 1998... Salutare! Eu sunt Radu Constantin și azi aș vrea să discutăm un lucru la care toată lumea se gândește sau s-a gândit și nu doar odată. Ce se întâmplă după ce murim? Fie că este vorba despre curiozitate, fie că este vorba despre frică, cu toții vrem să știm ce se întâmplă după ce murim. E bine, partea nașpa la această dilemă este că nimeni nu știe răspunsul obiectiv 100%, însă sunt multe dovezi, unele mai palpabile, altele mai puțin palpabile, despre viața de apoi. Țin să te anunț de la început că dacă nu ești o persoană deschisă și la alte puncte de vedere, dacă crezi cu tărie că tu știi adevărul și dacă consideri că există rai și iad în forma în care ți-au fost prezentate încă de mic, o să te rog să închizi acest video pentru că îți vei pierde categoric timpul. Trăim într-o perioadă liberă în care fiecare este liber să creadă ce vrea și în cine vrea. Ba chiar consider că este sănătos să-ți faci propriile păreri și să nu te lași influențat de alții, ci doar să asculți opinii și apoi să tragi tu concluzii dacă se potrivesc cu modul tău de a gândi sau nu se potrivesc. Fiecare dintre noi am auzit despre rai și iad. Faci fapte bune, după ce mori ajungi în rai, fericire veșnică și așa mai departe. Sau faci fapte rele, ajungi în cazanele dracilor. Cred că în 2020 nu mai este un mister că ce am spus eu mai sus este mai mult un mit și că lucrurile nu stau de fapt așa. Conotațiile și explicațiile vieții de dincolo fiind altele. Toate aceste povești sunt pentru a păstra și induce frica că vom fi judecați și pedepsiți pentru faptele pe care le facem aici pe pământ. Nu neg în schimb că există binele și răul, asta clar, dar cu siguranță nu sub forma poveștilor cu rai și iad, cu cazane și nori. Bun, că am dat la o parte faza cu rai și iad, cum se povestește, și cred că fiecare dintre noi e conștient că după ce mori nu are cum să se termine totul așa brusc și dintr-o dată. Trebuie să existe ceva mai mult decât atât, altfel tot ce trăim nu ar mai avea absolut niciun sens. Dar problema cea mai mare este că fiecare dintre noi trăim cu frica de moarte. O frică care este prezentă cu noi pe tot parcursul vieții. Însă de ce se întâmplă asta? Pentru că nu avem informații despre ce se va întâmpla după. Dacă ți-aș spune că o să fie mai bine decât pe pământ, ți-ar mai fi frică? Categoric nu, însă lipsa de informare și frica au dus la acest mit despre moarte că e ceva rău. Există, de exemplu, pe pământ locuri în care oamenii celebrează moartea, cum ar fi în India, în hinduism, bucurându-se că persoana respectivă și-a învățat toate experiențele pe pământ, iar dacă nu le-a învățat, va mai veni încă o dată. Iar dacă le-a învățat, va fi complet eliberat de acest ciclu. Însă, există de asemenea și religii care nu cred în reîncarnare și nu celebrează moartea, ba din contră o jelesc, cum este și religia noastră. Ce vreau eu să spun cu asta este că ideea de moarte depinde foarte mult despre percepția noastră, însă consider că am trăit mult mai liniștit și fără stres dacă nu am mai avea această frică puternic înrădăcinată în mințile noastre. Dar de ce o simțim așa? În preponderent din cauza învățăturilor bazate pe frică, care ne învață încă de mici că după moarte vom fi judecați și în funcție de cum a fost viața noastră, vom fi repartizați, fie în rai, fie în iad. Lucru care este făcut doar să manipuleze și să ne îndepărteze de divinitate. Pentru că credința adevărată nu are nimic de a face cu frica. Credința este apropiere și iubire față de Dumnezeu și în niciun caz nu este frică. Însă una peste alta, cert este că există un spirit în fiecare dintre noi care să supraviețuiască și după ce corpul fizic moare. Și sunt sigur că aici ești de acord cu mine. Iar ca să se demonstreze că există viață după moarte, în 1998, Jeffrey Long, un celebru doctor din America, care se ocupa cu tratarea cancerului, a făcut un studiu științific pe 1300 de persoane care s-au aflat în moarte clinică, pe o durată de peste 10 ani. Iar după acest experiment, a reușit să arate cele mai concrete dovezi despre viața de apoi. Principiul lui a fost să studieze mărturiile celor care s-au aflat în moarte clinică și să compare răspunsurile, astfel găsind asemănările dintre ei. Pentru că fiind un om de știință, era de părere că un lucru să fie adevărat, trebuie să existe cât mai multe surse. Chiar și așa, este greu de crezut în momentul în care auzim despre ce este vorba, tocmai pentru că mintea noastră refuză și lucrează cu informații exacte și palpabile. Dar dacă ne-am îndepărtat puțin de zona rațională, ne-am dat seama că un experiment pe 1300 de persoane din toate colțurile lumii pe o durată de 10 ani este un lucru destul de relevant. Așadar, care sunt principalele mărturii care se aseamănă la mare parte dintre cei care au fost în moarte clinică?
1. Separarea de corpul fizic. Ne ieșim pur și simplu din corp și ne putem privi din afara lui, fără să existe durere. 2. Trăiești niște emoții și sentimente extrem de intense și în general pozitive. Simți o pace, o liniște și o iubire nemai întâlnită pe pământ. Nu există nici pic de durere nici în acest proces. 3. Treci printr-un tunel de lumină. Acest lucru s-a întâlnit la peste 99% dintre oameni. 4. Întâlnirea cu alte ființe, de regulă prieteni, rude, decedate, care vin în întâmpinarea ta. Oamenii cu care ai avut o relație specială pe pământ și cu care te-ai înțeles foarte bine. 5. Revederea vieții. Vezi în fața ta foarte repede toate momentele pe care le-ai trăit de la început și până la sfârșit. 6. Pătrunderea în lumea cerurilor. Pătrunderea într-o lume diferită de a noastră, care nu are o formă definită, însă este totul de nedescris. Și 7. Primirea unor cunoașteri speciale. Aceștia spun că mințile lor s-au deschis și într-o clipă toată cunoașterea Universului făcea parte din ei. Nu exista nicio întrebare la care să nu aibă răspuns. Totul avea sens pentru prima oară. În concluzie, ce vreau eu să subliniez este că fie că vrei să crezi acest studiu, fie că nu, un lucru este cert. Există mai mult decât acest corp fizic și această viață. Și ce ar trebui noi să învățăm de fapt din asta ar fi să nu ne mai fie frică, să nu mai luăm lucrurile atât de în serios. Și când spun asta, nu mă refer să fim leneși sau nepăsători. Mă refer la a ierta mai ușor, a judeca mai puțin, a fi mai bun unii cu alții, a avea mai mult curaj, a ne gândi că totul este ca un joc și că orice lucru are o rezolvare, indiferent de cât de rea e situația. A fi mai deconectați de la lucrurile materiale și mai conectați la cele spirituale, la relațiile cu ceilalți oameni și care contează mai mult. Și sunt sigur că în direcția asta vom avea multe de câștigat. Dacă ți-a plăcut acest video și crezi că ar ajuta și pe altcineva, fii tu cel care dă mai departe, fie la tine pe story, fie în privat. Iar dacă ai o întrebare pentru mine, o aștept pe Instagramul meu, radu.co, și o să stăm de vorbă acolo. Doar împreună putem face lumea un loc mai bun decât am găsit-o. Eu sunt Radu Constantin și până data viitoare, nu uita că ești o persoană extraordinară.